Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip vreau să vă prezint ce am mai cumpărat la puișorii aceștia Australorp. După cum știți, aveam 9 puișori, dar unul mai mic n-a rezistat, a murit din păcate. Nu mânca, n-avea nimic în gușă. Am încercat să-i dau să mănânce, dar tot n-a vrut. I-am dat apă, dar na, tot n-a rezistat. După cum vedeți, în prim plan avem o nouă hrănitoare, i-am cumpărat de la un agrolent așa micuț, ca un magazin normal. Așa, n-apare vitamine sau nu mai știu, calciu parcă are, da. Așa, și mergem să vă prezint și ce i-am mai achiziționat. Dacă n-ați văzut videoclipul în care am făcut niște modificări la porumbei din cauza șobolanilor, intrați pe canal și îl vedeți, pentru că îl avem postat. Aici, după cum vedeți, am înlocuit această plasă cu una nouă, pentru că aia se arsese de soare prea mult. Da, deci am acum o grămadă de mâncare la pui. Aici am pus într-un sac, pentru că s-a mai băgat odată niște șoricei mici. Avem aici un sac de furaje de la Viva, faza 1, faza 1, pentru puișori. I-am cumpărat un sac de 10 kg. Încolo, în spate, în acele două găletușe, avem un sac de 5 kg de mâncare de asta. Și mai am și aici nițel. În acele două găletușe mai avem niște uruială și niște tărțe de grâu. Aici avem pentru stropit brăducii de la mine de acasă. Nu, aici n-am brăduci, am de două ori stropeală. Aici o punem aici deoparte, pentru că vreau să vă prezint. Astea le-am de anul trecut, astea două le știți. Vreau să vă arăt ce am cumpărat și pentru porumbei și pentru puișori. Deci, de la agrolen le-am cumpărat, de la un agrolent mai mic, nu este agrolen Menga sau ceva de genul. Am cumpărat aici niște picături de astea, de un lichid așa, depus, o soluție depus în apă, și pentru porumbei, după cum vedeți, iepuri, găini, pui, Herbatop se numește, Ecto Plus, soluție cu administrare orală împotriva puricilor și păduchilor. Se dă un dop la litru de apă, deci este pentru păduchi, să nu facă păduchi, pentru pureci. Dar nu cred că fac pure sau fac și păsările, nu știu. Acum aici avem niște Trico Plus, previne histomonoza și tricomonoza, tot așa pentru porumbei, iepuri, găini și curcani. Tot așa, mod de administrare, scrie aici, puneți pauză dacă vreți să citiți, dar nu prea se vede. Tot așa, un dop la litru de apă. Așa, la loc. Le-am băgat acolo de dedesubt pentru că să nu bată soarele. Mai avem aici un Cavimin, aditiv furajer, previne ologirea și canibalismul la păsări. Și ăsta, un mililitru la litru de apă. Așa, și mai avem, stați puțin că le-am pus așa pentru că să nu bată soarele în ele, să se strice. Așa. Mai avem asta mare, de un litru are acest biloraș. Tot așa, un mililitru la litru de apă, este și pentru porcei, pentru ce sunt astea, rațe, gâște, pentru păsări, zicem. Aditiv lichid pentru apa de băut. Așa, așa, mod de administrare în apă de băut la păsări, porcie, pe am luat și pentru porumbei, pentru că tot pasărea este. Nutrisafe. Deci tot așa,
doză preventiv, curativ, nu se administrează la rumegătoare. Uite, păstrare se păstrează la temperatura camerei ferit de lumină. După cum vedeți că scrie aici. Deci am luat și un bidonaș din acesta să am mai mult timp. Avea și la sticluță de asta, așa mică cum v-am arătat și pe celelalte, dar eu am preferat să iau așa. Deci avea și sticluțe din acestea de 100 de mililitri, da? Dar am zis să iau din asta să ajungă mai mult timp. Da, și cam asta am achiziționat. Pe toate astea vedeți voi puține, dar am dat o grămadă de bani. Da, și cam asta avem. Aici sunt de la porumbei, dar nu facem videoclip la porumbei. V-am spus, intrați pe videoclipul anterior și veți vedea videoclipul la porumbei. Acolo afară avem puișorii albi de carne. Da, afară. Cum ăștia pe aici. Mamă, câtă pânză de pe Ianzin este pe asta. Nu prea văd. Bate și lumina foarte tare. Da. Deci ăștia sunt puișorii. Au crescut și destul de mult, dacă observați. Bine, vreo 2 sunt mai micuți, pentru că i-am adus ultima dată. Dar na, cresc ei. Și cam atât a fost și cu videoclipul de astăzi. Nu o fi să fie un videoclip foarte lung, pentru că am observat că nu vă prea plac așa videoclipurile la puișori. Pentru că se vede diferența la un videoclip cu porumbei și un videoclip cu puișorii. La vizionări se vede diferența și la like-uri și la toate cele. Și cam atât. Noi ne vedem, bineînțeles, la următorul video. Apăsați și voi acolo butonul de like și de subscribe. Pa!